unde începe și unde se termină grija pe care o porți. Uite că spuneai și cu chestia asta. Vreau să mă asigure că știe, că se informează și că știe în ce locuri merge, măcar. Da. Problemele pe care noi le avem, sau pe care eu le-am, n-au pregătit pe ea de o viață în infrastructura asta urbană, în București, nu? Mi se par, sincer, nu mi se par foarte, foarte grele. Adică ai niște noțiuni basic, nu e ca și cum mi-aș trimite copilul la școală cu autobuzul și aș sta cu inima strânsă că e o bombă în autobuz. Am da. Lucruri în care asta se întâmplă în fiecare zi. Nu e ca și cum ar trebui să-i pun burca pe ea, pentru că altfel vin talibanii sau că vin talibanii dacă ea merge la școală ca fată, cum a pățit Malala și a fost, era să moară. Adică noi totuși trăim într-o lume pentru care eu sunt foarte recunoscătoare. Am văzut, da. Dar de altă parte trebuie să înțelegem că și lumea asta are prețurile ei. Și primul preț este în mintea noastră.